Conduita noastră din fiecare zi trebuie să se bazeze pe caracterul nostru. De foarte multe ori, adunările noastre n-au făcut decât să ia niște, cum spune fratele păstor, niște mici păgâni și să-i dreseze. Să-i dreseze. Au venit oamenii sau avem copii care cresc, tineri care cresc în familiile noastre și îi învățăm cum să se poarte păgânii ca niște pocăiți. Ei nu-s transformați, ei nu-s schimbați, ei nu-s regenerați. Dar nici mai pun. Dom'le, dacă sunt adunare, nu? E normal, dacă au crescut în familiile noastre, e normal, dom'le, să fie. Nu? De-a nu știu acum. Hai, dom'le, nu? Când a venit vârsta, lotul la botez. Nici nu mai pune sub semnul. Bă, dar ăsta e înviat spiritual. Ce înviat spiritual, dom'le? Bă, ăsta e regenerat. Ce regenerat, dom'le? Familia fratelui presbiter. Cum adică dacă e înviat spiritual? Păi, învierea e transferată rapid, nu? De la Domnul Iisus Hristos la el. De la tată la fiu, da? Cu un fel de mentalitate iudaică, evrească, funcționăm de foarte multe ori. De foarte multe ori. Și nu înțelegem că pentru a exista o conduită creștină, este necesar un caracter. Este necesară transformarea lăuntrică, schimbarea inimii, pocăința, Evanghelia, Hristos nu vine să corecteze deviațiile comportamentale. Asta le fac eu cu pruncul meu. Nu asta a venit să facă Hristos. Hristos a venit nu să-i corecteze comportamentul sau să-i corecteze deviațiile comportamentale, care are din belșug. Și asta face o viață întreagă până când Hristos intervine și schimbă inima și îl regenerează și îl învie, îl aduce la viață, pune viața lui Dumnezeu în el. Altfel spus, harul sfințirii se bazează pe harul regenerării. Eu nu pot să fiu sfințit de către Dumnezeu dacă nu sunt întâi regenerat, dacă nu sunt transformat pe dinăuntru. Și de fapt lucrul acesta te aduce la propria disperare. Ar fi mai ușor să spun, mă, fraților, fiți atenți care-i treaba. Veniți la noi, noi avem un set de reguli nu foarte lung, ca alte adunări. Noi suntem din aia legaliști. Ai liniștit. Avem un set de reguli nu foarte lung. Dom'le, dar trebuie să ții, strict, trebuie să-l ții și totul e în regulă. Să știți că oamenii s-ar mântui foarte ușor așa. Și altceva ai să-i spui, dom'le, n-avem ce să-ți facem decât să-ți predicăm Evanghelia până în punctul în care tu te pocăiești și crezi, până în punctul în care tu ești adus la viață. Până în punctul în care tu ești în păcat cu Dumnezeu, până în punctul în care în tine se face o transformare esențială, de fundament, de bază, până se pune o temelie în viața ta. Asta te aduce la disperare, la propriu. Pentru că nu e ceva ce poți manevra tu, nu e ceva ce poți produce tu la secundă, da?